Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul de limba germană a Școlii de Limbi Străine Count M din Sibiu. Mă numesc Kinga Voitor și mi-am propus să promovez programele școlii noastre prin aceste scurte lecții în care explic germana vorbește pe românește. Voi posta pe ecran datele noastre de contact în caz că veți dori să veniți la o ședință de probă la cursurile noastre pe care le ținem online, deci germana.aron.k-m.ro pentru limba germană, respectiv engleza.aron.k-m.ro pentru limba engleză. Dacă ați vizionat primele două episoade, ați văzut că am început de la zero, iar astăzi vom continua cu litera H. Am notat aici că litera în sine se numește H, și am explicat că avem două variante în care putem pronunța litera H. Prima variantă, când litera H se află pe primul loc în cuvânt, da? Atunci este pronunțată foarte clar și am ales aceste exemple. House, vedem H-ul este pe primul loc în cuvânt, înseamnă casă. Și un al doilea exemplu, Himmel. Da, înseamnă cer. Ce doresc să recapitulăm astăzi este legat de faptul că acest E, da, ne aducem aminte, că se poate pronunța în mai multe feluri, iar când se află pe penultimul loc, da, se citește E. Himmel. Cu albastru și cu această bulină roșie, am încercat să marchez accentul, da? Pentru că nu citim Himmel, ci Himmel. Și mergem mai departe la a doua variantă, unde am notat că atunci când litera H se află în interiorul cuvântului, nu este pronunțată, doar lungește pronunția și am ales aici din nou două exemple. Cuvântul Lehrer, care înseamnă profesor sau învățător, repet, Lehrer, dar vedeți, din nou am marcat cu albastru accentul, da, Lehrer, și voi marca cu galben din nou acest E, pe care îl citim E, deoarece se află pe penultimul loc în cuvânt. Lehrer. Aș dori să amintesc aici că în limba germană cuvântul profesor, care se scrie cu doi de S, nu se referă la meseria, la meserie în sine, ci la un grad, da? un titlu. La noi, da, știm că se diferențiază între învățător și profesor, dar în germană, dacă ne referim la meseria, da? De a preda, atunci folosim cuvântul Lehrer, indiferent de vârsta elevilor. Pentru că unii iau din limba română cuvântul profesor, iar în germană profesor, da, se folosește pentru a descrie un titlu. Bun, celălalt exemplu este cuvântul ban, care înseamnă tren. Ban, vedem că H-ul nu se aude, da? Ban. Haideți să repetăm. Dacă avem H-ul pe primul loc în cuvânt, House, Himmel. Dacă avem H-ul în interiorul cuvântului, da, atunci nu se aude. Lehrer. Vedem aici în cuvântul Lehrer chiar două variante, da, le-am amintit în episoadele anterioare cum, ce variante avem pentru E. Lehrer. Și în celălalt cuvânt, ban, da? H-ul lungește, da? Nu cum ban, ci ban, înseamnă tren. Continuăm cu litera I, o literă neproblematică, am ales două cuvinte, eagle, voi marca cu albastru accentul și cu un punctuleț de desubt, da? Eagle. Și cu galben voi insista și în acest cuvânt asupra pronunției. Da? Vedem acest E care se pronunță E, pentru că este pe penultimul loc în cuvânt. Ia? Eagle. Eagle înseamnă aici.
Și am ales un cuvânt care vă va plăcea cu siguranță, pentru că l-avem și în limba română, instrument. Instrument. Am vrut să vă arăt că i-ul nu prezintă probleme. Cu albastru am marcat din nou accentul. Instrument. Instrument. Se seamănă destul de bine cu pronunția din limba română. Mai repet o regulă foarte importantă, am repetat-o și în episoadele anterioare, și anume faptul că substantivele le scriem întotdeauna cu majusculă, da? Cu literă mare, chiar dacă se află în interiorul propoziției. Deci nu doar atunci când începem o propoziție cu acel substantiv. În pasul următor vom vedea combinații cu litera I. Odată E cu I se citește I. Am ales cuvântul ice, pe care sigur îl recunoașteți din limba engleză. Atrag din nou atenția că engleza ne poate și încurca un picuț la început din cauza ortografiei, da? Vedem că aici se scrie altfel, diferit față de limba engleză, ice. Da? Haideți să marchez, da? E cu I, citim I, ice. Și un alt cuvânt pe care l-ați auzit cu siguranță, cuvântul nine. Cuvântul nine, da? Care înseamnă nu. Marchez și aici, E cu I, se pronunță I, nine. Cu o altă combinație cu I, este combinația I cu E, care se citește un I lung. Și am ales două exemple. Cuvântul liebe, liebe, care înseamnă dragoste sau iubire, liebe. Și cuvântul bine, bine, da? Care înseamnă total altceva decât în limba română. Bine înseamnă albină și pronunțăm un i mai lung, da? Bine. În regulă, am ajuns și la litera J, unde am notat că litera în sine se numește iot, sau în Austria am auzit și denumirea E, da? Dar în varianta standard iot, da? Deci iot sau E. Citim însă I când vedem această literă în cuvinte. Haideți să vedem. Ca exemple, am ales cuvântul iache, iache, care înseamnă geacă, iache. Și cuvântul ia, dacă l-am avut pe nine, atunci l-am trecut și pe ea. Da? Ia îl citim, ați văzut, cu I. Că trec acum pronunția. Deci cu I, da? Ia. În regulă. Mergem mai departe la litera K, care în germană se numește K, este o literă neproblematică și am ales din nou două exemple, și anume cuvântul carte, îi trece și aici pronunție, carte, care are destul de multe sensuri, am ales doar câteva, și anume hartă sau meniu sau bilet sau carte de joc, dar mai sunt și alte sensuri pe care nu le-am trecut. Are atâtea sensuri deoarece sunt foarte multe cuvinte care se termină pe carte și atunci forma scurtă, da, va fi folosită pentru diferite cuvinte. Deci carte este un cuvânt foarte frecvent folosit în limba germană. Celălalt cuvânt este cuvântul kaufen, care înseamnă a cumpăra. Până acum am ales mai multe substantive. Iată, acum trecem pe ecran și un verb, da? Kaufen. Și vedem din nou acest E, da? Pe penultimul loc, care se citește E. Bun. Haideți să repetăm. La litera J am avut iache și ia, iar la K am avut carte și kaufen. Kaufen, a cumpăra. Recapitulăm faptul că această literă poate fi combinată cu litera K, da?
C-ul nu-l vedem, nu-l vedem de singur, dar îl vedem în combinații. Data trecută am discutat despre combinații C cu H, da? Și aici, deoarece am vorbit despre K, astăzi amintesc încă o dată această combinație, C cu K, care este un K accentuat, un C accentuat. Și am ales două exemple. Cuvântul dick, care în germană este un cuvânt total inocent, da? Înseamnă gros sau gras. Dick. Și am ales și cuvântul packen, packen, care înseamnă a împacheta. Deci, ne repetăm încă o dată, carte, kaufen, dick și packen. În regulă, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut această scurtă lecție. Vom continua în episodul următor. Dacă doriți să țineți legătura cu noi, atunci dați-ne un subscribe, ne-am bucura și vă doresc să rămâneți sănătoși, să ne revedem în curând. Bleiben Sie gesund und bis bald!